De la tribună, ca să știi cum mă toată lumea, dar trebuie de aici prezentare. Păi unul ok, haideți să dați un pic. Bună ziua la toți! Vă mulțumim pentru că ați pus invitații. Astăzi se va prezenta studiul de oportunitate pentru implementarea sistemului de management a parcărilor ocupate în municipiul Chișinău. Acest studiu a fost elaborat la comanda primăriei municipiului Chișinău de către un consorțium de două companii, una Moldovenească MTD și alta este marketing din România. Din păcate, colegii noștri din România, chiar azi dimineața ora 4 ne-au văzut că din cauza epidemiei nu pot veni și încercăm să-i conectăm cumva prin Teams. Deci, principalele sarcini și scopul proiectul este elaborarea studiului de oportunitate privind amenajarea facărilor în municipiul Chișinău. Și aici am avut următoarele sarcini. Analiza experienței internaționale, realizarea unui sondaj calitativ și cantitativ cu populația municipiului Chișinău, elaborarea nemijlocită a studiului de oportunitate și încă o sarcină destul de important este elaborarea cadrului legal și regulamentar necesar. Pentru analiza experienței internaționale au fost analizate experiența 6 orașe, în principal după dimensiune ca și municipiul Chișinău. Atât din orașele sunt atât din vestul Europei, cât și din estul Europei. Deci este vorba de București, sectorul 4, Iași, Düsseldorf, Tallinn, Riga și Vilnius. În general, trebuie să spunem că în orașele din vest, sistemul de parcare deja a început să funcționeze la începutul anilor
90, în țările, în capitalele țărilor din Estul Europei mai târziu, începutul anilor 2000, dar la toate acum funcționează aceste sisteme. Dacă la început sarcina principală era crearea ofertei pentru locuri de parcare, acum sarcinile sunt totuși limitarea transportului personal, accesul transportului personal, în special în centru, și crearea mai bunei condiții pentru populație, privind atractivitatea transportului public în devăvarea autovehiculor personale. Dacă vorbim despre prețul pentru parcări, tarifele pe oră, vedem că ele sunt destul de mari în țările de vest. Cel mai mare este în Londra și Stockholm, care ajunge la 8 euro. Cele mai mici sunt în Sofia și București, care sunt la 50 de cenți, aproximativ pe oră. Noi am luat aceste cifre pentru ca să calculăm mai mult gradul de suportabilitate a populației acestor tarife. Și dacă vedeți curba care arată din partea dreaptă, arată gradul de suportabilitate, el este diferit până la 30% din salariul minim pe oră al unui angajat. Iar majoritatea, totuși, țărilor, dacă vedeți, stă să se încadreze în maxim 10% din salariul pe oră. Pe gradul de suportabilitate fie mai mic ca 10%. Toate datele este necesare pentru ca să putem mai departe face calcule pentru studiul nostru de oportunitate. Alte elemente importante despre analiza experienței internaționale. Deci, în toate orașele, practic, sunt împărțite pe zone tarifare. Fiecare zonă are tariful său. În funcție de apropiere de centru, tarifele sunt mai mari, departare sunt mai mici. Ca și management în Vilnius și Riga, gestionarea se face prin întreprinderi municipale. În Tallinn deci există și parcări private și atât municipale cât sunt cu plată. Noi am făcut și o vizită la București, în sectorul 6, pentru a analiza experiența. Și, deci, la București, managementul se face la două nivele, fiecare sector gestionează sistemul respectiv, dar și primăria generală are o mică parte din străzi care gestionează sistemul de parcări. Cuantimul tarifelor și modul de reglementare se face prin aprobarea regulamentului respectiv de către Consiliul Municipal și tariful la fel se aprobă de către Consiliul Municipal. Germania, un exemplu special, deci este un oraș similar ca și Chișinău, sistemul este destul de vechi, dar sunt restricții foarte dure pentru parcări, asta este specificul Germaniei. În plus, un specific care noi l-am văzut, deci Germania are peste 40 de parcări supraetajate cu 10.000 de locuri. Deci sistemul de parcări supraetajate este destul de dezvoltat. De asemenea, o tendință în ultimii ani este în orașul de a construi parcări nu atât în centrul orașului, cât la intrările, în afara centrului, așa numite parcări park and ride. Și acesta, desigur, trebuie să fie colaborat cu dezvoltarea unui sistem de transport public destul de dezvoltat. Deci atât cu experiența ulterioară, mai departe mergem cu studiul cantitativ și calitativ, care a fost efectuat de către compania românească. La început a fost un studiu calitativ
cu peste 30 de persoane, reprezentant asociații de locatari, care în baza acestor discuții în grup, deci a fost stabilit de fapt chestionarul pentru sondajul cantitativ. Deci la sondaj au participat online peste 1136 de respondenți, a fost desfășurat la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Deci, practic, respondenții au acoperit tot municipiul Chișinău și mai mult sau mai puțin sunt proporționali, să spunem, amplasării conducătorilor auto în Chișinău. Deci, rezultatele studiului, de fapt, au fost puse peste 46 de întrebări cu mai multe răspunsuri. Este un studiu destul de aprofundat, peste 100 de pagini și multe rezultate interesante sunt din părerea Chișinăului cum ar trebui, vreau zic, organizat sistemul de parcări. Noi am pus câteva rezultate așa mai importante. În primul rând, faptul că problema parcării este serioasă pentru majoritatea. Deci, respondenții spun că majoritatea dintre 55,8% consideră că este destul de greu de găsit loc de parcare când mergi la serviciu. Mai ușor dacă vii la prima oră a dimineții. Dacă întrebăm cât ar fi ei dispuși să plătească pentru o oră de parcare, deci la locul de serviciu valoarea medie a ratat 6,76 lei. Bun, au fost diferite și 10 și 15, deci în medie 6,76, asta pentru locul de serviciu și 65% practic sunt dispuși să plătească. Dar dacă este vorba de zona centrală, deci valoarea medie care sunt dispuși să plătească este 8,09 și sunt dispuși să plătească 76,5% din populație. Adică 3 pătrimi din populație practic consideră că sistemul de parcare trebuie să fie cu plată și sunt gata să plătească pentru acest serviciu. De asemenea, am întrebat și în cazul parcărilor la domiciliu, la reședință, și aici iarăși majoritatea, peste 50, aproape 55% consideră că de asemenea trebuie să fie cuplată parcării cu reședință sau probabil ar fi dispuși să plătească. Și valoarea medie, următorul slide, valoarea medie a plății ar trebui să nu depășească 321 lei pe lună. Toate cifrele astea noi le-am pus în baza studiului respectiv de oportunitate. Aici vedeți structura studiului, în afară de experiența internațională, situația cu parcările existente, s-a făcut și deci conceptul și opțiuni de organizare a sistemului de parcare, analiza cost-beneficiu, a fost elaborat cadrul instituțional și să spunem normativ necesar, minim, precum și studiul conține un plan, o foaie de parcurs mai care trebuie de urmat pentru implementarea acestui sistem. Deci, după părerea noastră, acest document, studiu oportunitate, ar trebui să și regulamentul respectiv trebuie să fie aprobat de către Consiliul Municipal. Acum o să mă refer la elementele principale ale studiului. Chiar am fost surprins că analiza informației existente, că de fapt în Chișinău există, uitați, peste 50.000 de locuri de parcare,
care sunt și majoritatea dintre însele 45.000 sunt reglementare, dar aici trebuie să ținem cont de faptul că în regulamentul actual al circulației rutiere permite parcarea pe trotuar cu respectarea distanței de 1,5 metri. Și probabil majoritatea din aceste parcări, cât și sunt aceste care sunt pe trotuare. Pe când, așa, în mod normal, pe trotuare nu este locul parcărilor, simplu așa este legislația în vigoare acum. Noi am împărțit orașul în trei zone. De fapt, nu, noi am împărțit el. Au fost și studii precedente făcute și împărțirea a fost în trei zone. Deci este una zona centrală, care acoperă perimetrul Calea Orheiului, Ismail, strada Alexandru cel Bun, da? Îmi pare că așa, și Livezilor, aproximativ în zona asta. Apoi zona 2, sunt anumite străzi principale care, vreau zic, în afara zonei 1 și din diferite sectoare și zona 3, restul, niște străzi specifice. Deci, când o să prezentăm regulamentul, toate acestea se reglementează prin deciziile acestei zone de Consiliu Municipal. Deci, pentru a calcula cererea și oferta pe locuri de parcare, noi am studiat și fluxul din trei și transportului în Chișinău. Am văzut că este un flux destul de mare, aproximativ 58.000 de cilindre în fiecare zi, în 24 de ore. În cele 6 puncte de monitorizare, 57.000 iese. Deci, în concluzie, este asupra sistemului de parcare, nu este din cauza că este cam un fel de balansare. Dar totuși, pentru aceste 58.000 care intră, a fost planificat un sistem de parcări de tip parc în rai, adică la intrările în oraș, și au fost stabilite 7 puncte, vedeți în graficul de este în graficul de stânga. Deci 6 puncte de parcări în, de tip park and ride și fiecare dintre acestea este cu capacitate de 1000 de locuri. În mijlocit cererea și oferta pentru locuri de parcare a fost calculată următorul slide. Reșind din numărul de autovehicule existente în Chișinău, și înregistrat în Chișinău și a fost calculat anumite proporții atât la populație cât la numărul mașinilor existente. Deci, până la urmă, s-a stabilit că s-a estimat numărul locuri de parcare necesar Chișinăului este 74.000, deci din care în zona centrală 8.000, așa, în sectoare 3.500, așa, și cel mai multe rezidențiale, aproape 56.000, plus 7.000 despre care am vorbit, locuri de parcare, park and ride la intrările orașului. Respectiv această, să spunem, ofertă, noi am repartizat-o pentru fiecare zonă și pe fiecare sector. De asemenea, am stabilit câteva tipuri de parcări, parcări stradale, parcări rezidențiale, parcări multietajate și parcări park and ride. Evident, pentru fiecare dintre acestea au fost stabilite prețuri diferite. Următorul slide. Pentru a face analiza cost-beneficiu au fost calculate investițiile și cheltuielile și veniturile care au fost, care se vor obține de la realizarea acestui plan de amenajare. Deci, informațiile de costurile unui loc de parcare au fost luate din documentele instituțiilor de proiectare existente. Probabil trebuie menționat că
la stabilirea acestui sistem, acum lucrează și alte companii de proiectare în care lucrează asupra proiectului de amenajare a acestora. Și, deci, pentru un loc de parcare stradal s-a stabilit un preț de cam 2000 de lei, adică în jurul la 100 de euro, pentru cel rezidențial mai mult, aproximativ 500 de euro. Parcările multietajate, respectiv, sunt mult mai scumpe, ele încep de la 10.000 și chiar ajung și la 20.000 pentru un loc de parcare. Oricum s-au stabilit investițiile necesare pentru a stabili acest sistem. Noi am planificat chiar din anul 2021 și din informațiile noastre chiar în bugetul municipal erau 10 milioane planificate pentru proiectarea și amenajarea anumitor locuri de parcare și din presă se cunoaște că și activitățile deja au demarat. Și respectiv, pentru fiecare an s-a făcut planul de investiții necesare, ele variază în funcție de darea în exploatare a locurilor de parcare. Deci, în acest an, suficient bani care au fost planificați, dar începând cu anul viitor, deja trebuie să fie planificați cel puțin 63.000 pentru investiții, dar ținând cont și cheltuielile operaționale următoarele. Deci, undeva noi am calculat că ar trebui planificat vreo 90 de milioane pentru anul viitor, pentru amenajarea parcărilor. În cheltuielile respective au fost incluse și cheltuielile necesare pentru gestionarea parcărilor și aici deja se va vorbi mai târziu, dar calculele s-au făcut pentru un sistem care este gestionat de către o subdiviziune specială din cadrul Direcției Generale Transport și Căi de Comunicații, deși au fost examinate și alte oportunități. Au fost calculate veniturile și arată că dacă în condițiile prespuse, de exemplu, vedeți sus gradul de ocupare a parcărilor date în exploatare, undeva se începe la 60%, atunci, începând cu anul 2023, practic veniturile care vor veni de la implementarea sistemului de parcare vor acoperi cheltuielile operaționale și investițiile și mai mult, dar vor genera profit pentru bugetul municipiului Chișinău. Datele pentru care au fost incluse în calcul au fost reșit din sondaj, am pus 10 lei pentru o oră în zona centrală, 5 lei pentru o oră în afara zonei centrale și pentru locul de reședință 300 de lei pe lună. Deci acestea au fost date intrare. Deci noi am făcut și analiza de sensibilitate, fiindcă înțelegem că totuși este stabilirea tarifelor este un element politic și ar putea consilierii să intervină și datele următorul. Deci analiza de sensibilitate arată că chiar dacă datele respective se schimbă până la 30% în plus sau în minus și avem analiști financiari poate să mai completeze aici, atunci oricum beneficiile de la implementarea sistemului vor fi mai mari decât costurile care vor fi necesare de suportat. În principal, deci, există și alte beneficii decât cele financiare, sociale și economice, locuri de muncă se creează, dar despre asta se va vorbi în continuare, când o să trecem la prezentarea cadrului de reglementare a sistemului. Aici. Bună ziua tuturor! Deci, în cadrul studiului noi ne-am pus ca scop să analizăm care este la moment cadrul legal care reglementează acest sector. Am divizat, evident, cu ierarhia actelor normative și
pe domeniul care astăzi îl punem în discuție, noi avem, hai să spunem, în principal, trei acte. Unul este hotărârea de guvern care prevede aprobă regulamentul cu privire la parcările autocuplate. Avem regulamentul cu privire la ridicarea, transportarea, depozitarea și restituirea mijloacelor de transport în cadrul procesului convențional și evident că regulamentul Direcției Transport care astăzi la moment are o redacție care este în defavoarea, hai să spunem, actualei tematici și următorul slide, vă rog. Analizând obstacolele legale care permit astăzi să implementăm în municipiul Chișinău un sistem eficient de management al parcărilor, noi am identificat că chiar regulamentul circulației rutiere nu prevede foarte clar și expres care sunt diferențele și modalitatea de a evidenția parcarea și staționarea. Nu sunt anumiți criterii care pot fi mai ulterior să fie utilizați atunci când noi avem în sarcină să gestionăm un automobil care ori este parcat, ori este staționat. Deci aici este un moment foarte principal. Codul fiscal la moment continuă să utilizeze un termen care este parcaj și parcare. Prin hotărârea de guvern care am spus-o anterioară, au fost eliminat cuvântul parcaj pentru a identifica și a unifica într-un fel această stare de management. Și dacă prin codul fiscal parcare este locul care este delimitat pentru a staționa, parcaj este cel care loc în preajma carosabilului. Și atât acest conflict legal este prezent. Apoi, în cadrul studiului, noi ne-am propus să elaborăm un document care să permită implementarea acestei strategii și regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor publice în municipiul Chișinău. Acest document are câteva capitole și evident că scopul acestui document este de a stabili regulile de joc între toți actorii. Autoritatea publică locală, administrația parcării propriu-zis și utilizatorii autoturismelor care au nevoie de acest serviciu. Prin regulament, noi am împuternicit și am oferit funcționarului public din cadrul acestei autorități responsabile de management parcărilor să aplice careva instrumente pentru a conștientiza sau a regulariza, stimula, noi am spus în regulament, utilizarea corectă a tuturor regulilor și am propus blocarea roților ca un instrument și evacuarea, ridicarea autoturismului ca al doilea instrument. Aceste două situații să fie implementate nu de agenții care sunt acum de poliție, sau dar chiar de nemijlocit reprezentanții autorității care se va fi responsabil de acest sector. Au fost analizate trei opțiuni de management, adică cadrul instituțional. Noi am pus și am contrapus plusurile, minusurile. Atunci când prima situație se creează o direcție în cadrul direcției transport actualmente cu denumire specializată direcție mobilitate urbană. A doua opțiune este delegarea serviciului către o întreprindere municipală. A treia opțiune este concesionarea serviciului către o unitate privată. Din toate trei, noi am recomandat să fie creată Direcția Mobilitate Urbană,
Această opțiune este practicată în majoritatea statelor care noi le-am supus analizei și evident că am atras atenție și asupra unor avantaje și dezavantaje chiar și în această opțiune. De exemplu, noi suntem, am constatat că în cadrul, dacă va fi o autoritate în cadrul municipalității, atunci credibilitatea față de acest serviciu din partea populației va fi puțin mai mare, va fi anterior, vă rog, așa, deci slide anterior, aș menționa că, iată, pentru a implementa corect, noi trebuie totuși să pornim de la ideea că lipsa unei experiențe va tărăgăna un pic acest sistem, această strategie, dar trebuie de pus efort ca aceasta să nu fie prezent, să nu se fie aplicat. Noi am propus și câteva competențe care această Direcție Mobilitate Urbană să fie responsabilă. Evident că de la promovarea acestei politici și de la marcarea propriu-zisă și delimitarea, identificarea acestor locuri, ne deplasăm și spre interacțiune directă cu utilizatorii, semnarea acestor contracte și aplicarea acestor măsuri de care am spus noi, de constrângere, care trebuie să convingă șoferii să respecte aceste reglementări care noi le-am propus. Posibil planul de acțiune îl continuați dumneavoastră, da, domnul Mihai? Bun. Foarte câteva cuvinte, deci este un plan practic de lucru ce trebuie de făcut chiar începând de acest an. Și în primul rând este vorba de aprobarea studiului, respectiv de oportunitate care trebuie să fie o bază pentru a iniția toate activitățile. Deci modificarea structurii primăriei, adică speciala direcției transport și adoptarea regulamentului necesar. Chiar ieri am văzut că există și o inițiativă la Parlament și privind legea care, bun, urmează de văzut în ce măsură regulamentul nostru nu contravine, fiindcă aici în Parlament poate să dureze mai mult. Dar noi am făcut regulamentul respectiv, care este, de fapt, nu contravine legislației în vigoare și, respectiv, sunt necesare activități de procurare a softului. Începând de așa studiu de oportunitate, prevede că plata pentru parcări se introduce la mijlocul anului 2022, adică deja de începând până la sfârșitul anului deja se vor obține anumite venituri. Dar pentru asta sunt necesare mai multe activități de pregătire, pregătirea softului, angajarea personalului, amenajarea locurilor de parcare. Sunt planificate acolo câteva mii de locuri de parcare. Am înțeles că ele cu locuri de parcare deja activitățile au demarat și există. Dar este important nu numai de creat, dar și de pus sistemul de supraveghere, de măsurat și de monitorizat acest proces. Deci sunt trei etape, etape de pregătire, etape de care până la practic trebuie să fie făcută până la jumătatea anului 2022, apoi etapa de lansare în mijlocul anului 2022 și apoi etapa de exploatare. Evident, parcările Park and Ride și parcările private multe supraetajate sunt planificate, făcute din parteneriat public-privat, ceea ce este tot destul de mult de lucru, fiindcă știi experiența noi de tot, dar și practic am renunțat la concesionare sau chestii de astea a serviciului din cauza că, din păcate, parteneriatul public-privat deocamdată nu aduc beneficii societății, dar
mai mult. De ce nu există o experiență pozitivă în implementarea acestor sisteme? Bun, dacă sunt întrebări, reșind de fapt că noi am inițiat o colocare și în ce ține de regulamentul care s-a propus atât pentru reglementarea parcărilor și sistemului de parcare municipiul Chișinău, solicităm adică să continuăm colaborarea în ce ține de adaptarea și coordonarea lui și cu serviciile municipalității, adică primării, mă refer la Direcția Asistență Juridică a Primăriei și au definitivat pentru a avea un document final cu care de acum urmează să venim și în fața Consiliului Municipal, dacă o să... Da, desigur, suntem deschiși. Noi, de fapt, e în proces. Dumneavoastră cunoașteți, documentul a fost transmis direcțiilor, au fost la întâlnire, așteptăm un aviz, obiecții și așa mai departe. Noi o să răspundem acolo unde trebuie o să intervenim. Noi am spus că ne angajăm să promovăm chiar și în cadrul ședinței Consiliului Municipal și suntem la dispoziție. Și, domnul Roșcolan, ce țin de prețul sau costul, cât de deranjant este discuția vis-a-vis de cost pentru servicii de parcare în municipiul Chișinău și cum ați stabilit și dumneavoastră 10 lei în zona centru și 5 lei în sectoarele municipiului Chișinău? Bun, noi am stabilit 10 lei, dumneavoastră ați văzut, 75% au spus din cei intervievați, 1100 de corespondenți, care de fapt intră în marja 2-3% din, conform teoriei sondajelor, cât ar trebui, deci 75% sunt gata să plătească și consider că trebuie să plătească. Bun, noi am rotat 8 lei în medie și ceva, noi am pus 10 lei, în cauza că dacă mai puțin, pare că de 8 lei, atunci se primesc, bun, fluxuri pozitive avem nu din 2023, dar din 2024 mai târziu. Noi am spus că în 2022 vor fi negative, dar în 2023 deja pozitive. Adică, între 8-10 lei poate fi introdus și sistemul este funcțional, dar populația, 75%, este un procent destul de mare care au răspuns că sunt gata să plătească. Și acum, eu nu știu, în centru, în special în zona centrală, bun, la serviciu, acolo au arătat o cifră puțin mai mică, undeva 6 lei și ceva, sau 7 lei, dar în fond, sondajul au arătat că populația este dispusă să plătească, înțelege că este mai bine să plătești, să ai un loc de parcare sau poți găsi, să-l achiți, decât acum, tot sondajul a arătat că dimineața când vine la lucru, deci pierzi în jurul la 15-20 minute pentru ca să găsești un loc de parcare. Că asta tot costă, vă dați seama, când vii la serviciu dimineața și trebuie să mergi pe străzi în plus până când găsești un loc de parcare. Noi am înțeles că este acceptabil, mai puțin probabil vor fi în zone rezidențiale, dar aici iarăși trebuie de vorbit cu asociațiile de locatari, ei singuri își organizează, apropo, și chiar unii își colectează taxe pentru parcări, dar nu pentru parcări, acolo e altă modalitate, fiindcă ilegal nu poți să lua pentru parcări, acolo taxe pentru întare în teritoriu și așa mai departe. Adică, de vieții ei singuri au ajuns la asta, fiindcă fiecare serviciu trebuie să fie achitat, dar să fie siguranță, să fie mancaje, să fie, deci, să fie locuri disponibile. Da, mulțumim. Întrebări, corect? Întrebări, nu se fac, dar nu scurt. Da, dar nu. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru foarte mare făcut, deci într-adevăr este un studiu foarte detaliat și o muncă depusă de experți, o muncă necesară. Acum vreau doar să spun că noi ne-am concentrat în acest an foarte mult pe organizarea mai multor stații pentru parteri,
Nu o să le repet, am mai spus aceste lucruri de la Ismail până la Ghidighici. Undeva am finalizat lucrările, undeva suntem în proces. Ceea ce vreau să anunț acum este că Primăria Municipiului Chișinău, executivul, va propune Consiliului Municipal Chișinău pentru anul viitor o sumă de aproximativ 100 de milioane pentru organizarea locurilor de parcare. Primul este ca și sector, zona istorică Chișinăului. Acum suntem în definitivarea mai multor studii legate de organizații circulații rutiere. O parte din ele deja au fost predate primăriei municipiului Chișinău, altă parte sunt în definitivare. Pentru zona centrală, delimitare, construcția, reconstrucția parcărelor, noi am propus o sumă de aproximativ 35 de milioane de lei, după estimările prealabile pe care le avem în teren. Pentru zonele și intrările în municipiul Chișinău, noi am identificat, practic, în fiecare sector, acele terenuri care pot fi utilizate pentru organizarea parcărilor park and ride, sau parcărilor de captură, parcărilor care se ofere posibilitatea celor care vin din afara orașului și să treacă la transportul public, fie troleibus sau autobuz, la fel, aproximativ 35 de milioane de lei. Și avem o altă sumă pentru parcările restante din ceea ce am vorbit, pentru parcările din intracartier, parcările din zonele pe care le-am identificat. Sperăm că o să avem suport în Consiliul Municipal ca să putem avansa în acest sens, pentru că trebuie să facem regulă în această privință. Concomitent, așa cum am menționat și probabil colegii noștri o să confirme în scurt timp în teren acest lucru. Am zis că vom testa benzile dedicate pe câteva coridoare pe care le considerăm importante. Buicane Botanica, Ciocana Telecentru, Rășcani Botanica, respectiv Rășcani Telecentru. Repet, în regim de testare. Sunt absolut sigur că vom avea oameni care o să spună mulțumesc, dar vom avea și foarte multe critici. Estimările noastre sunt că transportul public urmează să ajungă de 2,5, 3,5 ori mai repede decât este acum. Asta înseamnă că cei ce făceau o oră și jumătate pot să faci în 30 de minute sau 25 de minute. În acest an am investit enorm și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au ocupat de acest lucru. Deci noi avem contractate, încă nu sunt venite toate acasă, dar contractate 240 de unități de transport, troleibus și autobuz pentru municipiul Chișinău. Și cred că până la sfârșitul anului angajamentele vor fi onorate. În paralel, suntem pe zona elaborării studiilor legate de tichetarea electronică. Avem pilotate astăzi aceste lucruri și vor continua până nu vom definitiva studiul de fezabilitate cu acea companie din Israel, ca să vedem lucrurile în ansamblu. Deci, noi vrem să oferim, exact cum ați descris dumneavoastră în prima parte, municipiul Chișinău, locuitorilor orașului, suburbiilor, celor care vin ca și oaspeți, un confort sporit din toate punctele de vedere. Și de circulație, și de infrastructură, și de partea logistică, și tot așa mai departe. Asta e în linii mari. Eu vreau să vă mulțumesc o dată în plus. Haideți să pregătim toată această documentație pentru Consiliul Municipal Chișinău. Sper ca în aceste condiții să fie cât mai puțin influență populistă sau politică, pentru că s-a făcut un lucru foarte mare, exact ca și în alte cazuri. Și cred că trebuie să încercăm să convingem toată lumea, că trebuie să avansăm, dacă vrem, iarăși,
cum spunem noi, să creăm o capitală cu adevărat europeană. Asta în linii mari, nu știu dacă are cineva să adauge ceva. Vă mulțumim și vă doresc sănătate tuturor. Mersi. Ascultă întrebările. Noi și acum muncim foarte mult pe această infrastructură a parcărilor, pe organizare, totodată, am zis, suntem în plin proces de elaborare, chiar și definitivare deja, a mai multor segmente de organizație și situație rutiere, pentru că e un lucru complex care trebuie să fie privit și din perspectiva traficului și din perspectiva locurilor care pot fi amenajate. Am zis că am planificat pentru anul viitor o sumă, cred eu, considerabilă, deci aproximativ 100 de milioane de lei, pentru a intra în forță în acest proces, în acest domeniu. Am zis că în zona centrală suntem practic gata. Am identificat și urmează să ducem până la capăt toate procedurile juridice pe parcările la intrările în oraș. Și vom investi foarte mult și în zonele rezidențiale. Acolo unde investim în proiectele de amenajare a spațiilor publice, care sunt foarte multe. Știți, și acum creăm practic peste tot locuri de parcare. Dacă vorbim de parcul la Izvor, urmează să fie amenajată o parcare de 468 de locuri în scurt timp, când ne vor permite condițiile climaterice și când ne vor permite lucrările de acolo, pentru că astăzi stochează materialele din acea zonă de construcție. La Lumele, dacă ne mutăm în scoarul Sarmisul de Tuzla, deci, pentru prima dată, tot perimetrul este organizat locuri de parcare. Dacă ne ducem la parte de Îndrariu, avem o altă parcare foarte mare, care astăzi a permis decongestionarea traficului în acea zonă. Ați văzut că nu mai parchează chiar în zilele de odihnă lumea, că era plin de sus până jos zona pe creanță. Suntem practic pe finale aici în parteneriatul ăsta și chiar mi-e interesant ce o să iasă până la urmă la Universitatea Tehnică,
cu Universitatea Tehnică și compania care ne deja implementează. Așteptăm confirmările pe mai multe licitații care sunt deja lansate și o să vă anunțăm, dar eu cred că investițiile vor fi substanțiale. În sfârșit mă bucur că am putut să mișcăm acest subiect din loc. Îmi pare foarte rău că anterior, dar nu mai vreau să revin acest lucru. Ați menționat 10 locații live care în oraș. Puteți să ne spuneți care sunt acestea? O să vă dau și lista după. Deci, e o problemă, da. Deci, intrarea de sud este intrarea din șoseaua Balcani. Este zona Ghidighici, despre care spuneam, la intrarea în strada Vaglevodă, din zona Coloniții. Cam sunt identificate și vor fi puse în construcție, începând cu anul viitor. Pentru că acum nu mai putem face iarna nimic. Va fi referit pentru și o atacare din spatele guvernului, când va fi care? Eu cred că foarte curând. Ei sunt foarte rapizi în lucrările pe care le desfășoară. A luat ceva timp, vreo 2 luni și jumătate, 3 luni de zile. Deci, unu, organizarea șantierului și doi, coordonarea tuturor lucrărilor cu toate instituțiile. Asta a fost un pic de răgânare, dar văd că se mișcă foarte repede. În legătură cu partea de supraetajate, e un proiect care deja s-a renunțat la el? Nu s-a renunțat, ci au spus și colegii. Deci, parterele supraetajate sunt cele pe care le avem în vizor și sunt parte componentă a planului de parteneriat public-privat. Cu certitudine așteptăm parteneri în această privință și suntem cu mare drag orientați să oferim soluții. Eu cred că una din opțiunea o să fie prezentarea în cadrul profilului investițional, la forul investițional pe care îl planificăm pentru primăvara anului viitor, cu descrierea completă a acestor opțiuni. Proiectul de astăzi când va fi implementat? Poftim? Proiectul de astăzi cu partea de legislație, când va fi implementat? Și până atunci aveți vreo opțiune concretă de soluționare a problemelor parcare? Noi și acum soluționăm probleme legate de parcare. M-am spus doar câteva din cele peste câteva zeci de locații în care se construiesc și se reconstruiesc parcă. Ceea ce a fost astăzi prezentat este un studiu de oportunitate. Adică așa, oamenii au văzut, experții, că ar putea fi. Cum va fi? Va fi dezbătut la Consiliul Municipal Chișinău. Aici sunt puncte de orientare. Ce ar putea să fie? Cum ar putea să fie? Care este gradul de toleranță al oamenilor? Este acest grad de toleranță al oamenilor? Asta. Deci nu e o obligație. E o oportunitate. Așa că derivă și din denumirea nemijlocită a acestui studiu. Cum vi se par dumneavoastră care trebuie stabilită? Dar eu pot să mă expun, pot să nu mă expun. Că mi-i poate să-mi pară una, poate să-mi pară alta. Au fost întrebați oamenii. Oamenii au răspuns. Și ați văzut că sunt diferite percepții în această privință. Sunt oameni care categoric nu acceptă. Sunt oameni care spun că ar accepta și că până aici. Dar colegii care au făcut studiul au spus că în detaliu, deci o analiză de peste 100 de pagini, peste 1000 și ceva de intervievați, peste 40 și ceva de întrebări, în acest sens. Asta e. Sigur că dacă vom merge acum să ne plimbăm cu Ștefan cel Mare, unul va zice că nu, nu este gata să plătească, altul va zice că este gata să plătească. Exact cum s-a făcut în studiu. Dar puteți cu certitudine să încercați să plătească acest lucru de președință. Veți primi răspunsuri diferite. Alte întrebări? Am avut subiect o întrebare. Cum arăt dat? Câteva nu spune, există acolo o curte. Va fi reparat anul acesta sau nu? Eu nu țin minte exact care este curtea. Noi am intrat în sute de curți în acest an. Marea majoritate în care am intrat o să fie finalizată. Acum avem o mică problemă, sper să fie depășită în scurt timp, problema livrării asfaltului. Pentru că o parte din
cei care produc asfalt au trecut din cauza. Ideea este că prețul de la Buicani adică propunea că luna viitoare, când a trecut 10 luni viitoare și oamenii de acolo trăiesc... Eu nu știu la ce vă referiți dumneavoastră exact, o să mă documentez suplimentar, dacă va fi nevoie voi reveni, dar am spus, în acest an am intervenit, așa cum nu s-a intervenit niciodată în municipiul Chișinău, în sute de curți, am amenajat zone, parcări, carosade, trotuar, pe sectoare întregi. Că mai avem probleme? Da, avem. Că 95% din oraș era ca după bombardament. Nu se intream peste tot în cetășor și să rezolvăm problemele care se confruntă la noi. Așa cum și în alte domenii. Am preluat foarte multe proiecte cronice, să zicem așa, bolnavi la superlativ. Și le rezolvăm pe toate, încet, începând cu răbăt, cu stația de epurare, cu deșeurile, cu parcările, cu spațiile verzi, cu transportul public, cu multe, multe alte. Și dacă vedeți, ne mișcăm, poate am putea și mai repede, nu știu, aș vrea să văd cine ar putea mai repede, la modul propriu. Pentru că echipa primăriei lucrează fără odihnă și fără zile de odihnă. Asta pe de parte, pe de altă parte, punem în aplicare ceea ce nu s-a făcut nicăieri niciodată. Repet, Chișinău este singura entitate teritorială unde avem o dinamică pozitivă de dezvoltare. Singura. În rest, așa, vopsite buzelor. Cum areți oamenii de la curtea de Fideliva 11 vor rămâne în continuare în situația în care se află? Eu v-am spus că nu știu exact curtea de pe Pelivan 11. Da. Deci, o să mă documentez și o să vă spun. Eu pot să vă spun alte sute de curți în care, eventual, dacă îmi dați adresa, dar sunt și alte mii de curți în care încă n-am ajuns. O să ajungem peste tot. E că acolo s-a început lucrări, dar au rămas așa, adică... Eu nu știu la ce vă referiți dumneavoastră. Nu știu cum să vă explic. Dacă vreți, vom verifica și vom reveni cumva. Pentru că așa puteți să mă întrebați și de Cuza Vodă 25 sau 22 sau de... Curtea asta a fost problematizată și mediatizată și mă gândim cum asta e subiect. E de mult este într-o situație neplăcută. Are vreo două luni de zile. Multe curți sunt într-o situație neplăcută. Undeva am început reparația, undeva încă n-am ajuns, undeva deja am ieșit din reparație. Și, repet, marea majoritate acestor probleme se trag de ani buni de zile, unde nu s-a intervenit. Dar așa am ajuns în situația în care am ajuns. Dar le vom repara. Încetul cu încetul pe toate le vom repara. Domnule primar, pentru că ați vorbit despre asfalt, unele uzine și-au existat cumva activitatea. Este vorba și de bitum și de asfalt. Unele proiecte au, din cartea, au de suferit pentru această margine? Avem un an un pic cu ghinion pe partea de asfalt. Jumătate de an ne-au tot tras din nas cu ienurile acestea. Apropo, există altă problemă, că nu este reglementat procesul pentru asfaltul rece. Și iarăși, aici trebuie să intervină Ministerul Economiei, trebuie să fac clarificările de rigoare. Atunci, să nu ajungem în iarnă, iar cu probleme. Noi suntem gata să procurăm. Deci, reiterez, dacă nu luam eu decizia la 1 iunie, că nici până azi nu au clarificările toate, la nivel central, pe partea de asta. Da, eu mi-am asumat. Nu exclud că ulterior o să-mi caute cineva să-mi creeze probleme pe zona asta. Dar nu putem să lăsăm tot orașul în borț, așa cum era până la data de 1 iunie. 2. Da, există problemă pe furnizarea acum a masii asfaltice. Problema este obiectivă legată de situația care este în țară. Sper că ea va fi depășită cât se poate de curând. N-am să comentez ce se întâmplă. Deși aș avea ceva discurs în această privință. Urmărim cu mare atenție. Mai departe. S-ar putea să existe probleme. Deja am discutat că să se facă licitații suplimentare. Dar dacă nu este asfalt, nu avem de unde să-l procurăm. Noi suntem gata să-l punem, toată tehnica este în teren.
și a noastră și a agenților economici. Sper să nu existe și problema asta. Sau că am acumulat multe pe care trebuie astăzi autoritatea centrală să le rezolve. Noi suntem gata, dar nu peste tot este competența noastră. Vreau să vă întrebăm și despre căldura în spitalele municipale. Domnul Gheorghe a menționat că unele sunt conectate, altele nu. Dacă cunoașteți o cifră exactă și... Am dispus, reiterez, să fie dată căldura peste tot, începând cu ziua de astăzi. Trebuie să înțelegem că primăria municipiului Chișinău nu furnizează căldură. Căldură furnizează termoelectrica, care este o instituție în subordinea Ministerului Economiei. Deci, noi, în conformitate cu prevederile legislației, dispunem de când, conform normelor, trebuie să existe căldură. Iar deja instituția care este termoelectrică nu mai este de mult Termocomul, care era în proprietatea municipiului. Este termoelectrică, respectiv Ministerul Economiei. Sperăm că toate lucrurile vor fi gestionate și nu vom mai avea surprize în această privință. Dar cum puteți să vă spuneți câte spitale au căldură? Dar nu toate spitale. Spitalele, instituțiile educaționale trebuie să fie conectate mai toate. Deși ținând cont de faptul că era presiune foarte slabă, am zis să vadă dacă e nevoie cei care nu s-au conectat încă, mă refer la unele instituții educaționale, să fie conectați având în vedere că de luni vacanța copiilor. A apărut un material în presă că la Montexpo nu ar fi căldură și oamenii ar îngheța. Este acolo alt? Eu cred că o presiune care se face publică pe Movexpo este una foarte exagerată. Da, ar putea să existe probleme, dar trebuie să ținem cont că acolo sunt 400 de persoane astăzi în COVID. Noi am avut toată săptămâna curentă consultări ample și în Comisia pe Situații Excepționale, și în Comisia de Sănătate Publică, și cu medicii, medicii, administrați. Și situația este urâtă de tot. Dar la asta am să mai revin un pic mai târziu. Astăzi mai avem o consultare pe baza informațiilor parvenite la ziua de azi și o să vin cu unele precizări în curând. Se lucrează din septembrie, săptămâna viitoare vor intra cu asfalt. Este curtea în lucru, fiind una dintre cele mai mari curți. A fost fase mai multe garaje. Se lucrează. Dacă vă interesează asta, poate vă interesează și altă... Da, se lucrează fără rezultate. Adică, lucrările sunt începute, dar o să ai așa, doamnă de fiu. Bine. Altceva? Nu, mulțumesc.